Bună ziua, doamnelor și domnilor și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. Dumnezeu îi sprijină pe toți cei care cad și îi ridică pe toți cei smeriți. Versetul Psalmului 145 l-a inspirat ca temă pe Samuel Beckett în scrierea piesei radiofonice Toți cei care cad, All that fall. Nevoia de a fi sprijiniți de un Dumnezeu Mântuitor în toate avatarurile noastre, existențiale, mici sau mari, împiedicări sau căderii din proiectul divin și dorința de protecție pe care omul o resimte din partea și Dumnezeu abandonat tot de el, aceste două stări transpar în piesa Toți cei care cad, scrisă în 1956, la puțin timp după premiera pariziană a spectacolului, așteptându-l pe Godot. Doamna Runi, personajul principal, se luptă cu o bătrânețe pe care o consideră nedreptatea majoră a vieții. Cu arme inegale se luptă cu destrămarea fizică, cu bolile, cu durerile pe care nu le mai poate controla, cu o îngustare tot mai abruptă a speranțelor și posibilităților sale, și cu o singurătate tot mai sufocantă, devastatoare. Pare să fie povestea oricărui destin omenesc așa și este, iar Samuel Beckett reușește să construiască un univers uman invadat de poezie, poate aspră, dar autentică, și având drept contrapunct un umor mușcător, lucid, care salvează personajul de lamentări. Regizorul artistic Otilo Vizauer a realizat distribuția grupând în jurul actriței Mariana Mihuț, căreia i încredințat personajul doamna Runi, parteneri pe măsură. Victor Ebenciuc, Constantin Cojocaru, Petre Nicolae, Gelunițu, Mircea Constantinescu, Liliana Pană, Pavel Bartoș, Silviu Biriș. Regia de studio Milica Crinicianu, regia tehnică Inginer Mirela Georgescu, regia muzicală Patricia Prundea. Premiera românească a avut loc la 50 de ani de la premiera absolută a piesei radiofonice Toți cei care cad de Samuel Beckett la Radio BBC în 13 ianuarie 1957 realizată cu sprijinul British Council, premiera a fost difuzată în seria Dramaturgi străini contemporani în 13 ianuarie 2007 la Radio Romania International. Este evenimentul prin care Teatrul Național Radiofonic a încheiat anul Samuel Beckett anul 2006. Au trecut mai bine de 100 de ani de la nașterea dramaturgului de a cărui operă este legată schimbarea temelor, a limbajului și a modalităților de expresie din teatrul contemporan și valoarea acestei opere păstrează încă noi dimensiuni care trebuie descoperite. Samuel Beckett s-a născut în 13 aprilie 1906 și a murit în 22 decembrie 1989. El a fost un dramaturg, novelist și poet irlandez de expresie engleză și franceză. În anul 1969 a fost distins cu premiul Nobel pentru literatură. Beckett s-a născut la Dublin, însă a studiat și a predat la Paris, unde s-a stabilit în 1937. Majoritatea operelor lui sunt scrise în limba franceză și a tradus piesele în limba engleză. Primul său roman, Murphy, a apărut în 1938 și reprezintă un model al operelor lui ulterioare. Inovația constă în respingerea elementelor tradiționale ce țin de intrigă, personaje și decor. Ca alternativă, teatrului Beckett ilustrează experiența așteptării și luptei însoțite de o inutilitate epuizantă dar piesele sale, ultima bandă a lui Knapp și așteptându-l pe Godot, aduc postum absurdul secular la valorile Occidentului bimileniale. Chinul și agonia de a exista într-o lume de deșartă sporesc în următoarele romane ale lui Beckett. Printre acestea se numără What, Trilogia Moloi, Malone moare, Nenumitul, Cum este și Cei pierduți. Piesele lui aparțin teatrului absurdului. Beckett a îmbinat umorul nostalgic cu un sentiment devastator de durere și înfrângere. Așteptându-l pe Godot și ultimul joc, rămân două dintre cele mai controversate piese ale lui Beckett.